Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Mai puțin de două luni până la alegerile parlamentare, ba chiar mai puțin până la alegerile, până la primul tur la alegerile prezidențiale și vreo două luni și câteva zile până la finala prezidențială. Încă partidele se chinuie să stabilească listele de candidați. Am văzut că doar PNL la Iași, sau mă rog, centru a aprobat listele. La PSD încă în discuție vor fi, probabil mai durează câteva zile. La USR la fel se așteaptă niște decizii ale Biroului Național și celelalte formațiuni de asemenea întârzie anunțarea listelor. Între timp, foștii parlamentari, dar mă rog și noi pretendenți, încearcă să prindă locuri eligibile. E forfotă mare. Pe de altă parte, și intrăm și în campania pentru prezidențiale. Nici nu știm ce va conta sau, mă rog, la ce vor fi românii atenți, dacă vor fi atenți la candidații la prezidențiale sau la alegerile parlamentare, la competiția între partide. Probabil că nici nu va fi foarte mult timp de gândire. Sper ca oamenii totuși să aibă timp să se gândească cu cine votează și mai ales să meargă la vot. În cele trei duminici la rând se va vota. Discutăm în această seară cu Liviu Brătescu, fost senator, actual senator, dar fost senator PNL. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Încercăm să vedem în prima parte, în câteva minute, poate mai aflăm ceva din culisele rupturii de PNL și apoi să vedem care sunt planurile senatorului. Înțeleg că senatorul Brătescu, înțeleg că e un nou partid pe țeavă, să spunem așa, sau s-a înscris într-o nouă formațiune, partidul România în Acțiune. România în Acțiune, care sprijină pe Mircea Joană. Bun, hai să vorbim puțin și despre PNL. Uite, a trecut cât? O lună de la momentul despărțirii? Da, o lună. Acum, dacă am dat timpul înapoi și ați fi în ziua fatidică, să spunem, atunci când ați și anunțat, ați mai luat aceeași decizie? Cu alte cuvinte, vă pare rău pentru acel gest? Nu-mi pare rău, pentru că a fost o decizie luată... Nu la nervi, ci... Nu la nervi. A fost expresia unor acumulări, pe parcursul mai mult. Deci n-a fost doar... Nu. Mai multă lume m-a întrebat dacă nu m-am pripit. Și am spus așa cum v-a apărut, pentru că partidul v-a pus... Sau v-a oferit, să spunem. V-a oferit locul 4. A fost o discuție. A fost o discuție, o propunere din partea președintelui Alexandru Murar, aceea de a fi pe locul 4 la Camera Deputaților. Așa. Dar, domnul Ghețău, eu vin, sau am ajuns în acest moment, după o experiență de 25 de ani, mai mult de 25 de ani, în Partidul Național Liberal, în care cred eu că am oferit întreaga mea expertiză profesională, pe de o parte. Pe de altă parte, în acele poziții pe care le-am deținut în numele Partidului Național Liberal de-a lungul timpului, mai întâi că acele poziții, țin să subliniez asta, nu le-am obținut peste noapte, ci au fost poziții în care am ajuns după ani de muncă în câmp profesional, dar și în plan politic. Ei bine, ajuns în acele poziții de director al Ateneului Tătăraș, consilier județean, secretar de stat, eu mi-am făcut datoria. Mi-am făcut datoria față de orașul Iași și față de Partidul Național Liberal. Numele Liviu Brătescu n-a fost asociat niciodată cu vreun scandal public. Nimeni nu s-a gândit vreodată la mine că aș putea face parte dintr-o, nu știu ce, malversațiune financiară instituțională. N-a sustras nicio carte de istorie, din bibliotecă. Da, n-a sustras nicio carte. Ba mai mult, am pus pe harta instituțiilor de cultură ale Iașului și ale țării Ateneul Tătăraș. În Consiliul Județean am fost una dintre vocile critice la adresa PSD-ului și a lui Marcel Popa. Pentru mine, lupta împotriva PSD n-a fost niciodată o luptă disimulată. Ca secretar de stat am reușit și am generat acel proiect, în urma căruia Iașul va avea 15 milioane de euro pentru a face un sediu nou pentru operă. Iar în Senatul României, unde am reprezentat PNL până acum o lună de zile, am promovat 5 proiecte de legi. În 2 ani de zile, eu cred că e o performanță. De altfel, am și spus colegilor mei cu care am discutat, în momentul în care a fost această discuție legată de poziția 4 la Camera Deputaților, să-mi spună dacă mai există un alt parlamentar liberal, dacă nu cumva chiar ieșean, care în 2 ani de zile reușește să treacă 5 proiecte de legi prin camera din care face parte. 5 proiecte de legi, un proiect a devenit lege și în luna martie, aprilie, am mai depus un proiect. Deci am 6 proiecte de legi gândite, scrise de mine. Cu alte cuvinte, indiferent
de poziția pe care am ocupat-o, am reprezentat cu cinste PNL-ul și Iașul, pentru că am crezut că funcțiile acestea publice nu sunt niște sinecuri. Mi-am păstrat și am muncit în continuare ca cercetător la Institutul de Istoria de Xenopo, mi-am păstrat această profesie. Această profesie mi-a dat libertatea, posibilitatea să mă manifest ca un om liber în câmpul politic și cred că, cum să spun, cât am primit, atât am dat. Dar ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, și amintesc aici și faptul că în 2020 la fel a fost o listă realizată de președintele de atunci, domnul Costel Alexe, în urma căreia, pe locul 3 la Camera Deputaților, a apărut un alt cumătru de-al domniei sale de la București, Alexandru Cociș. Și asta atunci o realitate. Pe locul 2 la atunci Senat. Am fost numit pe locul propus, pe locul 2 la Senat, pe locul 3 a fost acest dar era al domnului Costel era Alexe. Era semi-eligibil atunci, să spunem. Nu, dar noi vorbim de o practică, practic, din păcate. Vorbim de o practică încetățenită și transformată astăzi într-o altă realitate. Tot din culise, în momentul în care ați anunțat sau ați enunțat posibilitatea plecării, că demisia a venit ulterior, ați... Adică au fost niște, nu știu, au încercat să vă întoarcă niște discuții, niște negocieri, dar nu știu, au încercat să vă ofere ceva sau hai, nu te supăra, Gățău, frate. Eu nu am fost în căutarea unei slujbe. Repet, am o meserie și o profesie a mea la care țin. Eu am vrut să reprezint în continuare Partidul Național Liberal în Parlamentul României și Iașul, evident, în felul acesta. Nu eram în căutarea unei profesii, în căutarea unui loc de muncă. Nu am nevoie de un loc de muncă. Am locul meu de muncă la Academia Română și cu asta mă mândresc, astfel încât nu s-a pus discuția, nu a existat această discuție despre o variantă. Nu, vrem să vedem dacă PNL-ul sau oamenii de la vârful PNL, dacă și-au dat seama că poate se gândeau că nu o să plecați. Bun. Eu sunt convins că lumea care și inclusiv liderii Partidului Național Liberal, care știu tot ceea ce am făcut eu pentru Partidul Național Liberal, nu s-au gândit că, voi pleca din Partidul Național Liberal. Repet, a fost expresia acumulării unor nemulțumiri pentru modul în care au existat diferite raportări la mine de-a lungul timpului, pentru modul în care a funcționat, dacă vreți, chiar și la nivel național în ultimul timp Partidul Național Liberal și faptul că am simțit că astăzi Partidul Național Liberal e luat prizonier de un grup de interese, să spunem așa, de prietenii din jurul domnului Costel Alexe. Bun, și acum, la o lună, da, aveți o lună deja, cumva v-ați... Când ești acolo în interior, lucrurile le vezi altfel. Ați plecat din domnul PNL. Cum vedeți PNL-ul? E greu să divorțez de cineva după 20 de ani. Știu, dar oricum... Și în plan politic, evident. Dar am fost... Da, aveți cu alți ochi și practic un am fost eliminat, să ne înțelegem. Adică am uneori sentimentul, uitându-mă așa cum ați propus și dumneavoastră în urmă, că a existat această dorință, chiar exprimată prin această propunere, de a scăpa de Liviu Brătescu. Cine și cine va rămâne? Că te întrebăm cine și-a propus. Cine sunt personalitățile cu care va defila și care vor rămâne în PNL? Bun, e un partid mare. Nimeni nu e de neînlocuit. Problema este că ceea ce și-au dorit liderii Partidului Național Liberal să scape de Liviu Brătescu au reușit. Pentru că asta s-a întâmplat. Am fost eliminat din această poveste liberală. Ok, o să vedem. Urmărim și ce se petrece la PNL. Noi ca jurnaliști, probabil și dumneavoastră ca viitor parlamentar sau, mă rog, politic, oricum rămâneți în arena politică, nu? Sigur, adică... sunt astăzi președintele Organizației Județene a Partidului România. Păi, tocmai, hai să vedem ce cu, că și asta a fost cumva așa o surpriză, că lumea tot așa, ce cu partidul ăsta, ce l-a apucat pe Brătescu, ce cu România în acțiune, ce cu Joana și așa mai departe. Bun, vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, eu cred că astăzi, la modul în care arată atmosfera politică și la nivel, și la nivel național, impune o resetare a jocului politic. Cred că suntem astăzi, din punctul meu de vedere, în acea atmosferă a anului 2016 care a dus la apariția USR-ului. Cred că multă lume dintre cei care mai sunt interesați de politică așteaptă o altă abordare asupra vieții politice și că e nevoie de un suflu nou. Iar eu cred că acest partid România în Acțiune, puțin cunoscut
pentru că a pornit din zona... Păi, e chiar necunoscut la ora asta. E un partid mic, e un partid aflat la început de drum, dar cred că poate reprezenta... Prin Prahova sau da, ceva de genul. Dar cred că pe acest partid, de asta sunt aici, acest partid România în Acțiune, poate aduce acea schimbare pe care și-o doresc oamenii. Bun, și veți merge... Pentru că cei mai mulți, dacă ne uităm și la... Iertați-mă, vă rog, dacă ne uităm și la sondaje, când vedem că multă lume spune nu merge la vot sau nu se simte reprezentată, aici e de fapt un semnal de alarmă care arată că e nevoie de un forțe da. Politice noi, în general. Doar că această prezență slabă sau, mă rog, acest segment de neparticipare a existat întotdeauna. Adică întotdeauna a fost un 50, 60, chiar 70, 60, cam două treimi. O treime interesată de alegeri, două treimi se uită așa. Astăzi... Poate la niște prezidențiale sau dacă apare, nu știu, un Dragnea, un Băsescu, să spune, care să se enerveze sau să... Eu cred că astăzi sentimentul de nereprezentare a oamenilor în plan, a cetățenilor acestei țări în plan politic, e mai puternic decât în ultima perioadă. Ne uităm, dacă vreți, și încep să fie cât se poate neobiectiv. Ne uităm și la acest joc trist, teatru așa. Trist, între PNL și PSD. Așa numit. Evident că teatru, își doresc. Teatru. Da, e un teatru trist. Păi băieții se ceartă, mai au puțin și rup coaliția. Îi auzi pe unii vorbind de doctrină de dreapta și nu au nicio legătură cu liberalismul, n-au citit o carte în viața lor. Dacă le-ați pune trei întrebări despre doctrina liberală, nu știu să enumere trei principii, dar toți vorbesc de dreapta. Această guvernare care se îndepărtează din punctul meu de vedere, ne uităm și la deficitul bugetar, ne uităm și la modul în care se aruncă acum cu vouchere, cu tichete, cu toată exuberanța vom, asta, vom vedea la anul exuberanța ce, asta cheltuirii banului public, când de fapt ne dăm seama că sunt niște înțelegeri, sunt niște oameni care comunică foarte bine. Adică să-l auzi astăzi vorbind pe Rareș Bogdan sau alți lideri de la nivel central, că vor să facă o guvernare de dreapta. Păi nu, dar azi chiar mi-am notat o declarație de la Rareș, și spunea coaliția nu mai există. Păi atunci Partidul Național Liberal păi trebuia să iasă din această guvernare. Nu trec în opoziție. Nu poți să fii credibil în ochii oamenilor spunând la nesfârșit că unul sau altul, pentru că liderii ce... Bun. Continuă această coaliție. O să vorbim și despre guvernare. Dacă sunt atât de toxici unul pentru altul, să iasă din această da, coaliție. Hai să vedem cu partidul ăsta, România în Acțiune. Cine sunt candidații la ea? Și am zis că unul sunteți dumneavoastră. Veți candida la Senat sau la Cameră? Eu voi candida la Senat din partea Partidului România în Acțiune. Sunt discuții în acest moment. Calendarul nostru. Surprize sau? Calendarul nostru e legat undeva în jurul datei de 14 octombrie. Vom anunța și noi pentru Iași. Zile. Sunt discuții, sunt oameni care vin din diferite medii. Și Sfintele Moaște vor ajuta la... Și vă dați seama, suntem un partid la început de drum, e vorba de foarte multe discuții, analize, încercăm ca cei care vor candida la deputat... Atenție, fiind un partid la început de drum, e cumva și loc, mult loc liber în partid, spre deosebire de celelalte, unde vedem că sunt 30 de sau, hai să nu spun 30, dar sunt 10 candidați, să spunem, care se bat cu șanse pe 3, 4, 5 locuri. Da? Pe când la partidul ăsta, nu știu, încercăm în dacă veți intra în Parlament, e teren gol. Încercăm în această perioadă ca cei care vor candida împreună cu mine la aceste alegeri parlamentare să acopere diferite zone socioprofesionale, pentru că eu cred că avem această necesitate la nivelul societății românești ca cât mai multe categorii socioprofesionale să fie da, vor reprezentate fi și nume, la nivel politic. Nume cunoscute în oraș sau și începători și nume cunoscute și în începători politică. Cu vorba lui Caragiale, că toți suntem așa sub aura lui Caragiale, aveți puțin tică răbdare și lucrurile vor fi clare și în această avem provință. Răbdare, dar știți că noi ziariști încercăm sau da, evident, obținem înțeleg, informații înțeleg, în premieră nu, sau vor fi oameni care provin și din zona universitară și din zona de business și antreprenori. Va fi o listă echilibrată în care eu sper ca un număr cât mai mare de eșeni să se regăsească și să dea un vot de încredere acestui partid aflat la început de bun, și acest partid defilează sau merge în sprijină pe Mircea Joana? Da, e o declarație, e o decizie. Deocamdată declarația e dinspre, deși partidul, mi-e greu să spun că nu prea îl vedem la nivel național, de la Iași, dinspre partid spre Mircea Joana, vom vedea și... E o decizie pe sensul celălalt? E o decizie pe, deci vorbim în acest moment de o candidatură
a unui om, o candidatură independentă a omului politic. El poate rămâne independent, dar să spună, domnule, nu știu, girez partidul ăsta sau nu știu, îmi place de oamenii ăștia. În acest moment e vorba doar de o decizie și de o declarație publică pe care conducerea partidului a luat-o încă din iunie 2024 de a-și exprima public, transparent, asumat, susținerea pentru candidatura lui Mircea Geoană. De ce Mircea Geoană? Pentru că cred și eu lucrul acesta astăzi, uitându-mă la toată această panoplie de candidați, cred că într-un context internațional, precum este cel pe care îl vedem cu toții în jurul nostru, avem nevoie de un om care să aibă expertiza, capacitatea pe care a demonstrat-o Mircea Geoană și prin exercitarea funcției de secretar general adjunct NATO. Cred că în perioada următoare e nevoie de foarte multă diplomație, dar și de echilibru în plan intern. Cred că e nevoie de un președinte care să nu se simtă, să spunem așa, legat de un partid sau care să creadă, așa cum crede domnul Klaus Iohannis și în aceste zile, că își poate permite să facă ceea ce vrea cu un partid politic. Eu cred că mai mare, știți că am fost unul dintre adversarii lui adversarul Traian Băsescu. Am criticat practicile lui Traian. Ați avut meciuri cu Elena Udrea, da, pe la Roma. Da, cu Elena Udrea sunt un om cu destulă... Vremea votului uninominal, nu? Da, da, și am câștigat alegerile cu Elena Udrea, apropo de și de această campanie. Eu la Roma m-am luptat nu doar cu Partidul Democrat Liberal, m-am luptat și cu unele combinații existente de pe atunci între PNL, PSD, PDL. Am această experiență. Era o mare familie. Era o mare familie. Era Pinalti, Leoreanu. Care s-a refăcut acum și e refăcut acum, da, sub ochii noștri. Dar ce vreau să vă spun e că am criticat unele dintre practicile lui Traian Băsescu și modul în care acesta și-a subordonat Partidul Democrat Liberal, dar ne uităm cu toții, cred că cei mai mulți oameni cu bun simț din această țară, simț politic, la asta mă refer, siderați la modul în care a transformat Klaus Iohannis Partidul Național Liberal. Dar ce a fost faza cu candidatura sau cu... Uite, candidatura nu e candidatura. Păi pot să vă spun că mai mare, acum două săptămâni în Senat, când s-a așteptat să apară această lege pentru Klaus Iohannis, cum a fost denumită, era o veselie în grupul senatorilor și parlamentarilor USR, care declarau că așteaptă să vină legea pentru Klaus Iohannis să o voteze, pentru a avea un nou obiect de discuție în campania electorală. Hai, da. Asta a ajuns, din păcate, Partidul Național Liberal, să fie subiectul unor glume între PSD și USR. De ce credeți că s-a renunțat când a vrut PSD-ul? Păi, a fost sau că era neconstituțional? Deci, sau... Mai mare, știți, pe mine nu mă mai interesează întâmplă cu PNL sau bun, PNL, da, în aceeași dar o umilință mai mare ca cea luată acum, înregistrată acum de Partidul Național Liberal, nu cred că a fost vreodată. Adică să iasă PSD-ul și să spună că nu susține o lege pe care senatorii ai Partidului Național Liberal au depus-o la biroul Camerei Superioare. Și după aceea să-i acuze pe cei din PSD, da, că nu respectă o înțelegere. E clar că a fost acolo o înțelegere probabil verbală. Asta arată foarte mult, din păcate, domnul Ghețău, asta arată foarte mult, din păcate, amatorismul actualei conduceri centrale a Partidului Național Liberal. Dincolo de faptul că a fost votată candidatura domnului Ciucă într-o unanimitate. Hai să spunem că Nicolae Ciucă poate îi datorează inclusiv șefia partidului, inclusiv postul de premier, cu siguranță. Ceilalți de acolo din PNL, de la vârful PNL, nu se gândesc totuși, domnule, bun, ok, dar care e urmarea unei decizii? Pentru că orice decizie politică, eu, mai ales că vin niște alegeri. Tot ați vrut dumneavoastră un lucru o discuție din culise. Pot să vă spun un lucru. Atunci când s-a votat în Biroul Permanent Național, am fost prezent, nu am fost membru al Biroului Permanent Național, atunci când s-a votat această candidatura lui Nicolae Ciucă la prezidențiale, pe ordinea de zi a Biroului Permanent Național nu era acest subiect. A apărut intempestiv pentru că domnul Ciucă a vrut ca în cadrul Consiliului Național, domnul Ciucă a vrut să-și securizeze candidatura
și n-a vrut să fie purtată o discuție deschisă în Consiliul Național, unde era un organism format din 1400 de delegați. Da, și să fie se mai putea ridica câte un cetățean, câte un membru al partidului dintr-un județ oarecare, care să propună o altă candidatură. Da, zice, nu înțeleg. Și atunci s-a tranșat discuția aceasta în birou permanent național, într-o unanimitate pe care un partid democrat trebuie să Acum, eu pot să înțeleg că pot fi strategii înainte de alegeri, adică partidele vor liniște, nu vor, dar totuși unanimitățile, chestiunile astea, adică lumea nu-i tâmpită. Când se votă. Domnule, un partid cu cât e mai democratic, chiar dacă sunt polemici, să spune, adică, domnule, nu știu, candidează, vrea să candideze Ciucă, vrea să candideze Rareș Bogdan, să spunem, sau Liviu Brătescu, să spunem, de la Iași, vreau să candidez la președinție. Partid, vin cei trei, își prezintă în fața Consiliului Național, Congres, abar n-am, și se votează de... Ok, iese Ciucă. Păi da, cu ridicat de mâini sau cu nu știu ce, 100%. Deci, filiale care îl susținem, e cel... Domnule Ghețu, s-a întâmplat altceva. Trebuie să mai spun un lucru grav. Colegii care au votat în Biroul Permanent Național n-au avut în acel moment un vot din partea Biroului Politic Județean pe care îl reprezentau acolo. Aveți dreptate. Măcar statutar. Dar ele sunt oricum deci, o asemenea candidatură se votează secret odată, iar doi, cei care erau acolo trebuiau să aibă mandatul Biroului Permanent Județean, al organizației pe care eventual o reprezentau acolo. Nu s-a întâmplat asta. Da, asta arată... Domnul Bode a cerut vot și colegii au votat în unanimitate. Nu ăsta e spiritul unui partid liberal, din punctul meu de vedere. Da, da? Și din păcate electoratul vede... Un lider matur trebuie să aibă grijă mereu, domnul Ghețău, atunci când pe decizii importante oamenii dintr-un organism de conducere votează în unanimitate. Ăla ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru tine ca lider, când pe un subiect delicat, important, pentru viitorul organizației, lumea votează în unanimitate. Ce observăm că, nu știu, partidele devin așa, parcă niște structuri controlate, închise, de o mână de oameni, de o mână încârdășie cu liderul, cu încârdășie. Mă rog, acum ei spun că sunt de echipă. Echipă. Ok, că n-am chestia asta. Am auzit de atâtea ori formula asta de echipă. O să vedem și după, asta va fi interesant, o să vedem și după alegeri cum rămâne cu cineva, va Domnul pierde. Ghețu, după nu știu rezultatul cine. Alegerilor de la PNL, de la USR, de la habar n-am, cineva, de la PSD, vă dau un se va pierde. După rezultatul alegerilor prezidențiale, când Nicolae Ciucă nu are cum să intre în turul 2, că sunt atâtea sondaje serioase care arată că Nicolae Ciucă nu intre în turul 2, într-o săptămână, hai să spunem, după alegerile parlamentare, deja vor fi oameni care îi vor cere demisia lui Nicolae. Sacrificare de Crăciun sau după. Bun, luăm pauză, poate mai discutăm despre chestiunea asta, dar și despre multe altele în partea a doua. Mă ajută când alerg. Îmi este util când pedalez. Îl folosesc la fotbal. Îl iau mereu la sală. Cu o formulă unică, Saliform Forte relaxează musculatura înaintea solicitării și ameliorează durerile musculare după efortul fizic. Saliform Forte. Forța care te pune în mișcare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Școala Pozicială Feghiaș, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare, analist programator, cosmetician, stilist, tehnician masăr, proiectant decorațiuni interioare, asistent manager, tehnician în activități de secretariat, asistent de gestiune, finanțe, contabilitate, funcționar bancar, agent vamal, avantaje de stagii de practică în străinătate, burse de merit, posibilități de cazare, relații și înscrieri în Iași, strada Cuza Vodă, numărul 1, telefon 023 2267805 sau feg.ro. Școala Pozicială FEG. Pentru un viitor așa cum vrei tu. Grădinița, școala primară și școala gimnazială FEG. Preșcolarii și școlarii noștri studiază intensiv limba engleză și participă la examene Cambridge. Învață să utilizeze calculatorul, să își dezvolte abilitățile și talentele și participă la activități extracurriculare variate. Grădinița, școala primară și școala gimnazială FEG funcționează în 4 locații din oraș, dotate cu laboratoare de calculatoare, săli de sport, săli de mese, spații de joacă în aer liber. Spațiile noastre dispun de sisteme de supraveghere video online.
online, iar la CRR se asigură și transport școlar cu microbuzele instituției. Temele se efectuează sub îndrumarea cadrelor didactice în programul After School. Grădinițele și școlile FEG sunt deschise și pe timpul vacanțelor școlare. Vă așteptăm! În fiecare an, mii de tone de deșeuri pot fi reciclate. Deșeurile reciclabile se pot transforma în resurse. Contribuie și tu la protejarea mediului înconjurător. Selectează responsabil și corect deșeul, atât acasă cât și la școală sau la locul de muncă. Cum poți face asta? Fii responsabil, colectează selectiv, reduc cantitatea de deșeuri, reutilizează, reciclează deșeuri selective. Educați și sănătoși, putem duce o viață mai bună. Campanie susținută de Asociația ADIS și Consiliul Județean Iași. Implică-te și tu! Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Viața e într-o continuă schimbare. Într-o lume plină de frică, fii curajos. Când predomină minciuna, fii onest. Dacă unora nu le pasă, fii plin de compasiune. Într-o societate cu prefăcuți, fii autentic. Lumea nu-ți poate dărui ce nu primește de la tine. Sunt Cezara Bălăuță și vă dau întâlnire în fiecare seară la știrile TLM Iași Regional. Ne-am întors linia întâi, invitat senatorul Liviu Brătescu. Bun, încheiasem prima parte cu scenariul pe care l-ați lansat, că nu vor trece 2 săptămâni, sau mă rog, o perioadă scurtă de timp după alegerile, probabil parlamentare, și vor apărea din teritoriu sau chiar de la vârful partidului în cazul unui rezultat slab. Tocmai din cauza acestei unanimități. Tocmai de la această unanimitate. Păi și unde vor, dar stați puțin, că eu mă întreb și eu, unde vor fi liderii aia care atunci vor spune, dom'le, ce pai, era clar că vom, dar unde erau ei când au votat sau n-au spus nimic, ghiocei? Aceiași oameni vor să... N-au spus măcar, dom'le... Știți cum, aceiași oameni vor spune, Nicule, ce să-ți facem? Noi te-am susținut, ai văzut, am făcut tot ce a ținut de noi. Da, mai trebuia spus. Dacă n-ai reușit, Nicule, să spargi... bariera. Da, ce ar însemna un eșec? Ratarea? Păi neintrarea în turul 2. Se va întâmpla, sigur că da. Eu cred că sunt atâtea sondaje care arată lucrul ăsta. Da, nu știu, acum și... Și pe mine m-a surprins faptul că lideri importanți, cu experiență politică, dar ei spun la că nivel sondajele național, lor le arată că intră în turul 2. Nu au simțit că e de datoria lor să... Se spune lui Nicolae Ciucă că trebuie să se retragă. Și vreți să vă mai dau o dovadă? Domnul Ghețău, sunt un om serios și eu știu ce spun. Dovada faptului că establishmentul Partidului Național Liberal a căutat până în ultima sută de metri diferite variante a fost de câte ori au amânat Consiliul Național. Au mutat Consiliul Național de pe 27, ce, 28. Ce a însemnat? Dar poate că în speranța că se hotărăsc anumiți lideri cu tracțiune, precum Ilie Bolojan, Emil Boc, știu la cine se mai gândeau dânsii. Dar cine se bagă într-o competiție cu, nu știu, 80 de zile, 100 de zile înainte, fără să ai cum președinte de partid care
dă semnalul că vrea să candideze Căciucă, n-a spus niciodată că nu vrea să candideze. Deci s-a amânat Consiliul acesta național de pe 27 cine august. Cine e fraierul ăla care să săriște? De pe 27 august pe 7 septembrie. De pe 7 septembrie pe 14 septembrie. După care n-au mai lăsat nici membrii. Vă dați seama, mi se pare, a fost din punctul meu de vedere așa, că a fost liberal. Și o lipsă de respect față de oameni din această organizație. Pentru că să aduci 1400 de oameni care doar să voteze ceea ce au decis 40 de oameni cu o săptămână înainte, să valideze, nu să voteze. 1400 de oameni să valideze o decizie deja luată. Dar poate că partidul poate că partidul PNL-ul se mobilizează, că în general partidele cu structuri, că și PNL-ul un partid cu structuri. E un partid cu structuri. PSD-ul la fel, cu primar important. Uite, USR-ul nu are partidul dumneavoastră în care tocmai ați intrat nici atât. Mai are ceva UDMR-ul, dar e un partid regional, partid pe Ardeal. E un partid cu primari importanți, cu structuri în teritoriu, Partidul Național Liberal. Asta poate fi șansa lui Nicolae Ciucă de a nu cred. Poate se mobilizează și, că am văzut, nu știu, pe la Suceava, de exemplu, raportau un număr record de semnături. Colegii primari. 60.000, 70.000. Foștii colegi primari se pot mobiliza. Dar problema este că noi trebuie să înțelegem că electoratul nu mai poate fi mutat așa. Să pocnim, dacă cineva își închipe că poți să pocnești din degete și gata, electoratul, alegătorii se aliniază automat în spatele tău ca lider, se înșeală. Adică oricât de mare efort ar putea face unii dintre foștii colegi primari, liberali, asta nu înseamnă că electoratul îi va urma. La localele a mers. La localele a mers. Da, pentru că acolo a fost munca pe care au făcut-o atâția primari din țară, și au fost mulțumiți. Păi vor și ei guvernare. Dacă vor guvernare, atunci trebuie să tragă. E adevărat. Asta e una dintre narativele Partidului Național Liberal astăzi către primari. Și anume că dacă vor să fie la guvernare, dacă vor proiecte... Păi, probabil că unii vor trage acum. Hai să fim serioși. Că unii sunt membri. Numai că, slavă Domnului, și alocarea aceasta de fonduri și de proiecte, e vorba de anumite competiții, e vorba de anumite... Bun, direcții de finanțare europeană. Nu vedeți. Acum, rugămintea mea, chiar dacă sunteți susținător, faceți un pas în spate. Nu e un handicap faptul că nu are un partid în spate, nu are structuri. Și vedem deja că parcă e împins așa, încet, încet, dintr-o parte, din alta, de tot felul de dezvăluiri, de apar tot felul de chestii. Adică secretar general adjunct NATO, asociat acum cu, nu știu, cu legături cu Rusia, adică te doare mintea. Acolo e vorba de, mă rog, de activitatea unui om care s-a despărțit, că a făcut parte la un moment dat din stafful de campanie, dar care nu mai figurează de câteva luni bune din echipa de susținere. Nu, dar vedem că, pe asta spun, va rezista Mircea Joana? E o competiție politică grea. Când ești candidat independent, indiferent că vorbești de primărie sau de parlamentar sau de o asemenea funcție, evident că e o competiție politică mai grea. Dar întregul acest proiect este expresia cumva unui angajament pe care și l-a luat domnul Joană de a fi un președinte independent deasupra partidelor și care să reușească să echilibreze jocul acesta politic. Și bătălia, inclusiv la Iași, nici nu vreau să-mi imaginez că sunt aproape că dacă le înșiri formațiunile, riși să uiți vreo una. Că sunt multe, chiar dacă sunt și mai mici, dar cu pretenții și multe spun că fac prag acolo. SOS, AUR, PMP, Forța Dreptei, USR, România în Acțiune. Va fi o competiție politică. Sper doar. Mai e Dreptul, nu? Partidul... Da, acesta e aliat, înțeleg, cu partidul condus de doamna Coset Chichirău, cu Partidul Curaj, Partidul Drept. Știu că a făcut o alianță electoral, bun, politică. Cred că Curaj a intrat, că nu cred că vor merge alianță. Chiar azi a anunțat. Nu știu foarte mult. Au anunțat cei de la BEC că nu există la legile astea, nu va exista nicio alianță. Deci este clar că chiar dacă inclusiv PMP, Forța Dreptei, politic. Spun că vor merge, au făcut o alianță, cineva va intra pe listele celorlalt partid tocmai pentru a nu fi prag de 8% pentru că riști să rămâi pe din afară. Pot să vă spun un lucru pe care mi-l doresc eu de la aceste alegeri parlamentare și anume eu sper ca dincolo de presiunea aceasta a alegerilor prezidențiale, pentru că evident dincolo de această înșiruire cronologică există, și mai degrabă că prezidențiale vor influența parlamentare. Există o presiune, să spunem așa, asupra rezultatului alegerilor parlamentare. Ceea ce sper este ca și cu ajutorul
unor jurnaliști ca dumneavoastră, să existe totuși o dezbatere și pentru alegerile parlamentare cu privire la ceea ce au făcut fiecare dintre candidații pentru alegerile parlamentare până acum în viața publică și ceea ce vor să facă în Parlament. Pentru că e important ca cei care candidează pentru Parlament să aibă o meserie a lor, să aibă o expertiză, să aibă o experiență și politică și administrativă și când ajung acolo în Parlament și intră într-o comisie de specialitate sau alta, să știe din prima zi ce fac, ce e de făcut. Parlamentul nu mai poate Cum arată așa? Că aveți deja cât 2-3 ani. 2 ani. Cum arată Parlamentul așa? Dar fără să dăm nume de... comisiile, de, dincolo de ceea așa, ce la se modul vede, general, da, PSD, PNL, USR, nu contează. Că dincolo de ceea ce se vede din plen, știți? În plen sunt foarte multe televiziuni. Și, atunci, care și unul se mai scobește, care unul mai înjură, direct, unul dar dincolo de asta, vorbește la telefon. Asta energizează foarte mult pe unii dintre parlamentari. Dar în comisiile de specialitate, vă spun că cele mai multe dintre comisii e o atmosferă de lucru. În comisia de cultură și mass media, unde sunt membru, în comisia de știință și tehnologie, unde iară sunt membru, e o atmosferă de lucru, ca să zic așa. Unde... discuțiile sunt de foarte multe ori mai degrabă tehnice. De asta spun că e important să avem profesioniști în Parlament. Sunt discuții tehnice și mai puțin politice. Și din ceea ce vedeți, că acum cred că știți, cam știți listele și locurile eligibile. Echipa care se va forma, echipa Iașului va fi mai bună, echipa de parlamentari, decât actuala? Eu vă spun un lucru. Din ce vedeți? Ceea așa? Ce este foarte important și urgent, aș putea spune, e ca după data de 8 decembrie, când va fi clar și cine este președintele României, cei 17 parlamentari să acționeze ca o echipă. Asta e, da, bun, și pe, da, pentru nu că, cred că se va... Domnul, e un lucru foarte important, dar ce înseamnă că 12 echipă? Deputați... Așa spun toți, că domnule, spun, da, facem echipă. 12 aia... deputați înseamnă mai mult de un grup parlamentar la deputați. Da, și, aproape un grup, în... și aproape un grup senatorii... Păi imaginați-vă că vor fi cel puțin 4-5 partide. Și aproape un grup care vor avea parlamentar. Bun, dar dincolo de agenda personală, agenda politică, agenda unei organizații sau alta, noi avem niște, ajuns și în Parlament, avem niște datorii față de Iași. E important ca cineva să fie un adevărat factor coagulant a celor 17 și parlamentari. Și mai e o chestiune. Asta nu s-a întâmplat în acești 4 ani, domnul Ghețeu. Să ai 17 parlamentari. Iertați-mă, dar... Mi se pare mult. Dar vreau să subliniez lucrul acesta. Eu cred că 13 ar fi suficient. Noi nu mai putem... Noi trebuie să ne uităm foarte clar și să observăm un lucru. Ne lipsesc marele proiecte de investiții la Iași. Despre asta, de asta da? Întreb. Cum, asta cum nu poate cum să nu fie echipa. Și responsabilitatea. Această situație nu poate să nu fie și responsabilitatea acestui grup important parlamentar de 17 uite, ne uităm, de exemplu, noi vorbim de politică, de nu știu ce, dar oamenii, chiar și noi, dar oamenii, cei care ne privesc, nu ca cu totul alte probleme, că se uită și probabil gândesc și vor vota cu cine doresc, dar lumea are cu totul alte probleme. Zilele astea, cel puțin în Iași, nu se poate circula, nu se poate ieși din Iași. Gândiți-vă cum va arăta vin sărbătorile. Traficul e haotic astăzi. Ramul Sfintei Cuvioase Parascheva, da? Până pe 15 octombrie. Da? Va fi o nebunie. Vor fi două săptămâni. Nu se poate circula pe Buciu. Nu se poate ieși din Păcurar. Nu știu. Adică politicienii se gândesc că lumea adoră dezbatele politice, abia așteaptă să dea cu ștampila. Da, oamenii au cu totul alte preocupări principale, spun. Din acest motiv, vorbim astăzi de o neîncredere masivă a cetățenilor în clasa politică. Acesta e motivul pentru care v-am și spus că eu cred că e nevoie de un suflu nou în politică și că oamenii așteaptă alte abordări asupra uite, au mai trecut 4 ani și politice. Noi tot așa ieșim din Iași pe același drum ușor. Ne lipsesc marile... Da, ne pe același drum al morții. Ne lipsesc marile investiții și trebuie să ne întrebăm de ce, cum ne lipsesc... Păi de ce? Că eu vă mai întrebam, că ați mai fost pe aici și vă întrebam, domnule, unde sunt, de exemplu, investițiile în municipiu, marile investiții. Domnule, ne uităm. Am văzut la Botoșani. Domnule, se face la Botoșani stadion cel mai frumos, mă, venea să, nu știu, să... Pe un site de sport, cel mai frumos stadion de 11.000-13.000 de locuri la Botoșani, în Moldova. Trebuie să vedem dacă nu cumva e vorba și de o lipsă de credibilitate a noastră.
a celor care reprezentăm Iașul pe diferite segmente. De credibilitate sau de niște o slăbiciune? Suntem, de știu, credibilitate, avem lideri, de modul în care am reușit. Slabi, de care, credibilitate, nu știu, de modul în care am reușit să vorbim pe o voce unitară. Dar de ce? Totuși, asta e firea noastră. Uite, n-am nici cu Botoșani sau cu Suceava. Vin de la Suceava, din Rătăuț sau cu Vasluiu, de exemplu. Doamne ferește. Dar suntem totuși Iași. Aproape un milion de, eu cred că e, de alegători. Da. Eu cred că e nevoie ca cei care merg, domnul Gățeu, știți, am mai spus asta. Eu cred că e nevoie ca cei care reprezentăm Iașul pe diferite structuri să avem mai mult curaj, mai multă determinare și să fim frecventabili pentru cei de la București. Dar de ce nu? Tot asta o spunem în campanie sau, mă rog, sau ne aducem aminte din 4 ani. De ce nu se întâmplă în timpul mandat? Că am văzut că inclusiv în partide fiecare acționează de capul lui. Da, e adevărat, v-am spus, nu am reușit să creăm... Echipa e doar, nu știu, păi imaginația unui lider, sau l-a ridicat mâna. Păi nu, e echipa unui lider, din păcate, și nu a unui oraș sau unui județ. Și mai o chestiune, nu știu, cu sistemul ăsta, că devin prizonieri aproape, oamenii din filiale, după aia filialele, devin prizonieri aproape, prizonieri liderului de la etajul superior. Că dacă nu te ai e bine... E mai greu de înțeles din afara unui partid politic, dacă dar nu te interior ai bine... știți că partidele mari au această capacitate de a te ține cumva captiv. Da. De a nu ți exprima foarte clar nemulțumirea, iar când îți mai exprimi nemulțumirea din când în când, riști să fii anihilat așa cum am pățit eu. Pentru că știți ce e interesant? Deci, în ciuda acestui consens care s-a creat și în jurul listei, credeți-mă, sunt destui oameni din Partidul Național Liberal care m-au sunat, care păi mi-au dat... Care m-au sunat, da, nu vă cer numești, practic nici nu o să nici nu vreau să pot să fac asta. Dar da. Care m-au sunat, care mi-au dat mesaje, care m-au susținut cumva în toată această perioadă... Bun, și ce-a spus, domnule, te înțeleg, dar... Asta mi s-a părut și mie foarte interesant, care m-au încurajat cumva... Dar rămân acolo, nu dar mai departe. Rămân acolo și exprimarea în spațiu public e mai în spațiu public, adică în interior organizației e mai greoaie. Dar, repet, partidele tradiționale au acest mecanism, au acest fel de a fi, de a reuși să creeze un anumit consens, dar care e un fals consens. Domnul senator, noi așteptăm din 4 în 4 ani sau în timpul mandatului, da, unui mandat. Noi vrem forță din partea liderilor, din partea parlamentarilor, dar acești oameni se uită mai degrabă către șeful de filială, către șeful de Consiliu Județean, către primar, să nu-l supere, să nu știu ce. Și nu se uită, ok, spun că nu susținem proiectele, nu știu ce. Dar când e vorba de, nu știu, să spunem că un proiect e împins în spate, păi nu știu, un parlamentar trebuie să ia foc sau o filială, să iasă, domnule, nu se poate așa ceva. O să vină bugetul, o să vedeți voi. Acum o să fie foarte interesant, de genul ăsta. Știți, o să fie foarte interesant și în momentul acesta, mă adresez și colegilor de la cele două partide, PNL și PSD, ca anul acesta, dacă sunt interesați și iubesc cu adevărat Iași, să vedem cum va arăta bugetul alocat Iașului. E un moment important de sinceritate. Bugetul... Cât de tare? Bugetul național cu capitolele alocate Iașului. Mă rog, cât de tare? Și când știți, buna noastră vom avea buget anul ăsta? Buna noastră... Păi o să vină în curând, cred că, măcar un draft de structură. Da, eu cred că vor lăsa guvernul pe... Guvernul va avea această obligație să, viitor... prezinte, bun, acum... să prezinte această okay, structură. Ok, dar acum știți cum e. Va rezulta un guvern, nu știm. PSD... PNL, USR, habar n-am, nu știu, dreapta, stânga, centru, UDMR, dar viitor guvern va trebui să, că nu poate actual guvern să voteze, să spun, dar așa mi s-ar părea. Să voteze un draft, buget. Măcar un draft. Un draft, da, dar draftul ăla pare mea că viitorul guvern sau viitorul parlament de specialitate, să nu fie pierdere de vreme. Modul în care va arăta bugetul trebuie să fie și responsabilitatea celor care suntem astăzi în parlament și a celor care sunt în arcul guvernamental. Proiectele Iașului. Unde sunt? Că nu le vedem. Dincolo, lăsăm autostrada, spitalul, că nu s-a... Păi vorbim de faptul că avem lideri puternici, importanță astăzi în Iași, nu? La Consiliul Județean, la Primăria Municipiului Iași, e important să vadă și ieșenii. Au câștigat alegeri. Sigur, au legitimitate, sigur că da. Dar bun, unii spun că, domnule, au fost votați, că au fost 33%, atunci 34% au votat. Această... Sigur. Nu știu. Vorbim de oameni care cei au fost votați. Au votat. Vorbim de oameni care au fost votați de ieșeni. Deci au legitimitate. Acum e timpul să-și transforme această legitimitate în proiecte aduse pentru Iași.
Panseluțe. Au această ocazie să facă. Panseluțe. În funcție de proiectul. Și Botoșanu se laudă cu cel mai frumos. În funcție de dimensiunea și de imaginea pe care o are fiecare cu privire la modul în care trebuie să evolueze Iașul și județul Iași. Deci eu mă tem că vom avea, mă tem. E bine că vom avea A7. Că se va face. Eu cred că se va face A7. Cred că se va face și Pașcan, că există voință politică. Pașcan, Suceava, voință politică și de la noi, și de la Suceava, și poate voință politică europeană. Mai ascultăm explicații domnului Ciolacu, care spune Ciolacu, despre... poate și explicațiile care domnului Ioan de la NATO. Care okay. Domnul Ciolacu arată cât de tare iubește Moldova, spunând că dacă nu era războiul, vom avea era subiectul autostrăzii. Dar cum ne vom urca noi ieșenii pe A7? Că la anul deja vom avea primele sectoare. Eu am avut mai multe ca senator, am avut mai multe interpelări, și ne vom îndrepta toți într-o viteză, dar cred că ne vom bloca toți la Lețcani. Apropo, tot e un primar PNL acolo. Și la Valea Lupului, tot pe traseu. Am zis că e numai primar liberal. De... Și la Târgu Frumos, și la Podoiuloae. Puteți întreba și dumneavoastră pe care e viziunea asupra. Minunat. Deci va fi așa, putem și colinda. Dar nu asta e. E greu. Fără infrastructură și fără bani aduși pentru Iași, ceea ce nu s-a întâmplat foarte mult în ultimii ani. De asta întrebam și acum vorbim serios. Bine, și până acum am vorbit serios, dar întreb dacă credeți că, nu știu, viitoarea echipă de parlamentari sau, nu știu, viitorii lideri vor fi mai puternici și vor fi în stare, nu știu, să, când se duc acolo la București, nu să le tremure, că nu asta e problema, să bată cu pumnul numai. Vreau, dar de câteva ori, poate în unele situații mai trebuie să mai... Eu de ce vă spun de să mai vii necesitatea cu... de a omogeniza acest grup parlamentar important de 17 deputați și senatori la un loc. E important să ai voință politică, să ai curaj când vorbești cu un lider politic. E important să ai curajul să nu te gândești dacă la viitoarele alegeri... Dacă la viitoarele alegeri nu mai sunt parlamentar, ce fac? Unde mă duc? Da. Care e meseria care mă ocup? Știți care e problema? Când ai o profesie, te manifesti într-un fel în plan politic. Când nu ai, te gândești cu teamă la semnătura. Asta e una. Liderul de filială, a partidului, la nivel ce... Indiferent de partidul politic. Știți ce nu înțeleg eu? Că mulți politicieni locali spun. Dom'le, sunt slabi. Și știți de ce? Pentru că un politician puternic înseamnă, odată, ce a spus dumneavoastră profesie, dar un politician puternic înseamnă și un politician care poate că are în spate niște voturi, dar nu neapărat că voturi are poate primarul, șeful de Consiliu Județean, dar să aibă o popularitate. Ca partidul respectiv în momentul când, bun, ok, renunță ei, că nu e asta o problemă, dar totuși când politicienii respectivi să aibă și ceva în spate. Și să ai și aminte, dragă șef de filială sau dragă președinte Ciucă, păi eu plec din partid dacă voi nu faceți chestia asta. Dar plec cu prima mică armată. Profesie, când primul tău loc de muncă e într-o funcție în Parlamentul, e o funcție de deputat, senator în Parlamentul României, nu ai cum să mergi în fața liderului partidului din care faci, liderului național a partidului în care faci parte și să spui dacă banii ăștia nu vin la orașul meu, în județul meu, nu știu dacă m-ați sau votez împotriva. Mulți dintre politicienii locali pierd din vedere că, domnule, ei reprezintă totuși niște oameni în spate și se uită numai în sediu filiale, se uită de-a lungul holului, e foarte mult în biroul șefului, domnule, dar nu se uită afară că ok, tu ești cu șef, ok. Și ești afară, nu te votează nici naiba. E foarte multă... Știți cum avea Traian Băsescu gluma aceea? Ești în stradă, te așezi lângă un stâlp, câți oameni se opresc în dreptul stâlpului, câți oameni se opresc în dreptul tău. E un test important pe care ar trebui să-l facă mai mulți oameni politici. Să străbată o stradă lungă, mai lungă, mai scurtă și să vadă câți oameni îi opresc pe stradă sau dau mâncare din cap. Bun, că îi salută. Coaliția rezistă, nu? Până la că alegerile mâine fără. E un blat general între cele două. Da, e un blat general. Adică nu vedeți că în fiecare zi se... Păi, dar se rupe. Nu știți ce spune Rareș Bogdan. Coaliția nu mai există. Rareș Bogdan acum câteva luni spunea că e foarte încântat. Facem de stabilitate. Guvern de dreapta, coaliție. Adică noi vorbim de stabilitate, dar... Domnul Ciucă e supărat pe prietenul lui Marcel Ciolacu că nu a votat legea pentru Iohannis. Da, dacă PNL-ul ar fi vrut, ar vrea cu adevărat coaliție dreaptă, n-ar trebui, nu știu, să dea un semnal. Domnule, părăsim guvernarea, asta e, suntem vioara întâi pe zona de dreapta. Domnul Ghețău, știți ce n-am înțeles? Și ne asumăm și gata, haideți, s-a terminat. Știți câte legi au fost proiecte de legi
semnate și de mine, de senatori liberali pentru zona de business, au fost blocate pe diferite comisii de specialitate, s-au ajuns în plen cu raport de respingere și ne se explica coaliția nu susține acest proiect. Coaliția care era formată din PNL și PSD. Adică atunci când au venit proiecte, multe, în multe cazuri, au venit proiecte pentru zona de business, apropo de cât de liberal mai este astăzi Partidul Național Liberal, și pentru care liberalii nu s-au bătut în Parlament. Adică în halul ăsta a ajuns Partidul Național Liberal în raport cu Partidul Social Democrat. Proiecte ale PSD-ului votate de PNL, proiecte ale PNL-ului pentru zona de business gândite de oameni de meserie, care erau votate împotrivă chiar de către... Credeți că toate atacurile astea e un joc de scenă și după alegerile își vor da mâna? Da, prin care cele două partide vor să țină scena politică ocupată și să se potențeze reciproc. Cunosc destule discuții. Dar guvernarea de dreapta nu e o, nu ce asta, o fantezie? Ce asta e o fantezie a domnului, dar nici domnul Ciucă nu crede în asta. Dar am văzut că au dat, s-a întâlnit, nu știu cu cine. Păi cum, își cum demonstrează chestiunea face asta? Face curte USR-ului. Trebuia să rupă alianța de guvernare, USR-ul a cerut asta mai multe rânduri, trebuia să rupă alianța de guvernare și să dea un semnal clar că dorește o guvernare de dreapta. Nu o dorește nicio guvernare. Bun, foarte pe scurt, pericolul suveranist există? Toată această joacă, știți că lumea vede și spune așa lumea. Dom'le, cum a fost posibil să câștige un partid extremist în Austria? Sau voturi importante, un partid în Germania? Joacă această politică de credibilizare prin decizii luate eronat, declarații, proiecte nesustenute, creează, din punctul meu de vedere, un culoar foarte favorabil, într-adevăr, și pentru... mișcarea suveranistă. Și aici sunt mai multe capete. Eu am încredere, uitându-ne și la rezultatul alegerilor europarlamentare, chiar dacă vreți, că în cele din urmă oamenii vor alege, românii vor alege partide care susțin curentul pro-european. Așa cum este și Partidul România în Acțiune. Bun. Urmărim ce se întâmplă pe scena politică. Mai e și, o să discutăm cu alte ocazii. Se vor constitui și consiliile, majorități, dar, aici cumva sunteți ca un... Ați devenit ca un analist că n-aveți reprezentanți. Este timp pentru toate. Da, în partidele. Suntem la început de drum. Important este să trecem cu bine testul alegerilor parlamentare. O lună jumătate, așa, la foc automat. Mulțumesc că a fost Liviu Brătescu, senator. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seară bună! Folosesc la fotbal. Cu o formulă unică, Saliform Forte relaxează musculatura înaintea solicitării și ameliorează durerile musculare după efortul fizic. Saliform Forte. Forța care te pune în mișcare.